foarte, foarte scurt, foarte concis. În primul rând vreau să mulțumesc lui Cosmin pentru faptul că a fost mulțumit să nu-ți facă ce stai. Nu-mi relaxa. Nu sunt glumă de mesecă, când sunt în spate, ca... S-a fumat data trecută. Era mentos amintitor. De ce o amintitor? Vezi, deși mentos amintitor. Era mentos amintitor. Vreau să vă asigur că sunt extrem de relaxat. Colegii care mă regăsesc la al doilea mandat, primul câștigând din singurul PNR care ne-am câștigat pe legea corupției, pot să apreciez că este efectiv un fier liberal. Să nu aveți impresia că trag spuza spre mine. E un fier liberal construit în timp. Meritul trebuie să-l dăm Cezarul sunt altceva decât organizațiile locale, președinții de organizații și în primul rând cel mare din acest colegiu. Scorul care s-a obținut în colegiul 7, 32,88% și 20% din totalul voturilor obținute de PNL în Maramureș. Este meritul lor, m-am bucurat, am fost alături de ei și am constatat că au lucruri care poate alți colegi nu regăsi. E vorba de determinare, e vorba de experiență, e vorba de un orgoliu pozitiv vis-a-vis de ceea ce înseamnă competiția și ceea ce e și mai important, am înțeles, viza imensă ca moment preliminar a alegerilor europarlamentare vis-a-vis de ceea ce urmează prezidențial. Îmi pare foarte rău, din păcate, probabil de la noi, de la politicieni, s-a contaminat și media, în ideea în care personalizăm cu ușurință vis-a-vis de modul în care s-a insistat la domnul președinte Nemes, cum va comunica cu Mircea Mare. Păi eu vă răspund cu modele grele în politica românească. Cu lejeritatea cu care și domnul Victor Ponta comunică cu domnul Diaconescu. Care e problema? Problemele de natură umană sunt de natură umană, problemele politice, oamenii politici le abordează și le discută. Vis-a-vis de ceea ce înseamnă marele schimbări care se produc pe ce se spune. În primul rând aș remarca starea de derută din PSDD. Așa cum, bună ziua tuturor, așa cum a spus-o președintele nostru, încă discuțiile vor continua în biroul permanent, în biroul politic teritorial și în delegația permanentă care va urma. În ceea ce privește colucrarea dintre cele două grupuri, nu obligă sub nicio formă modificarea structurii de conducere a partidului. Implică, în Consiliul Județean vorbesc, implică probabil o activitate și mai intensă a colegilor de la PDL. Eu cred și sunt în continuare, în ceea ce mă privește, răspunsul este deci unul direct și personal, în colaborarea în continuare, în formula în care funcționăm. Și am funcționat până acum și încă din mandatul 2004-2008. Cred că politic așa suntem așezați cel mai bine și pentru că în Consiliul Județean în principal se face administrație și nu neapărat politică, probabil așa sunt mai firesc lucrurile așezate. Sunt proiecte majore pe care dumneavoastră le cunoașteți, sunt proiecte care timpul ne presează pentru a putea fi implementate sau pentru a putea fi finalizate și care, dacă vor exista frământări în interiorul Consiliului Județean, ar putea să aibă repercusiuni în ceea ce privește buna funcționare și managementul pe care va fi acordat acestor proiecte. Colegi fiind. Nu. Răspunsul este categoric nu. Pentru domnul Bercea, să se relaxeze, n-am trecut atâta mugumă și acum am văzut că vă lipsește și vreau să fiu sigur că sunteți atent la discuție, că nu a fost stimulat. Mulțumesc, președintele, că te-a dat răspuns. Consiliul Județean, domnul Mircea Man, nu este consilier.
Așa că ne vom întâlni cu domnia sa doar în vorurile partidului sau ale noi alianțe. Deci în Consiliul Județean nu avem cum colabora prea mult cu domnul Mircea. Încă de la atribuire, de la licitație, am avut puncte de vedere diferite și am avut și ocazia de a fi președintele, sau l-am înlocuit pe domnul Ircena în perioada când era plecat în străinătate, când eu acele licitații nu cum pot... Nu l-ați asumat chiar rol de asemnat. Ați fost director tehnic, parcă, sau ați fost responsabil tehnic, nu? Sau financiar. Nu. O să vă scoatem altele să vedeți, când împreună cu domnul Mircea Marea... Vremea aia aveați atribut și domnul Marinescu, acum... Ați fost pe șantier, Alin Ardei pe partea economică, împreună pe partea tehnică și domnul Mircea Marea tot știu tot pe voi. Deci, să deci, face, dar ce aș vrea să-ți specialiști, ca să... Bine, totuși aș interveni din urmă. Eventual, vreau, și nu, hai că nu putem fi atât de rei și vă spun de ce. Radu spune că ea tot știe, tot pe greșelile făcute în proiecte. Foarte bine, pentru că știm unde să corectăm. Trecut. Știm unde să corectăm. Greșită, inclusiv actuale conducerea Consiliului Județean